Doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Ce decizii ia guvernul în legătură cu impozitul pe clădiri, dar și în privința prețurilor la energie, aflați în jurnal. Ceasul din turnul principal al Palatului Culturii din Iași atrage turiști din întreaga lume. Îi aflăm povestea la știri. Și Ana Maria Mărgean ne vorbește despre pasiunile care i-au adus succesul. Guvernul ia în calcul să amâne creșterea impozitului pe clădiri, dar și plafonarea prețurilor la energie în funcție de consum. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Diana Buzea. Bună, Diana! Te ascultăm! Bună ziua, Ilinca! Guvernul se pregătește să amâne cel puțin un an noul calcul de impozit pe clădiri. În București ar fi trebuit să crească cu 60% impozitul, iar un calcul asemănător este și în alte orașe. Astfel că, la cererea autorităților locale, dar și după discuții în coaliție, guvernul a decis să renunțe la această măsură din codul fiscal. Mai mult decât atât, au fost discuții purtate și cu asociațiile orașelor, comunelor și municipiilor, care au spus că nu au cum să implementeze un mod de calcul până la data de 1 ianuarie. Tot astăzi ar fi trebuit să intre în agenda guvernului și ordonanța privind plafonarea facturilor, dar și supraimpozitarea companiilor, însă aceasta a fost amânată pentru ziua de mâine. Ei bine, potrivit acestei ordonanțe, vom plăti un preț plafonat pentru curentul electric doar până la pragul de 300 de kWh lunar. Dacă depășim acest prag de 300 de kWh lunar, atunci vom plăti la prețul pieței, care diferă foarte mult, ceea ce ar duce și la o explozia facturilor, pentru că ar putea varia între 0,69 lei pe kilowattoră până la 11 lei pe kilowattoră. Acestea au fost informațiile. Înapoi la tine. Mulțumesc, Diana. Mergem acum în Brașov, acolo unde se fac ultimele pregătiri pentru Oktoberfest. Petrecăreții sunt așteptați cu peste 150.000 de litri de bere la 13-a ediție a celebrului festival. Cu mai multe detalii vine colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bună, Adi! Bună ziua, Linca, bun găsit tuturor! Mâine începe cel mai mare festival al berii din România, iar pregătirile pentru cea de-a 13-a ediție a Oktoberfest sunt în toi. Deja scena pe care vor urca formațiile a fost montată. Aici, în zona în care ne aflăm noi, au fost puse și mesele unde turiștii se vor putea distra. Zona aceasta este... În această zonă se face accesul doar pe bază de rezervare, însă în cortul acesta de 3200 de metri pătrați au fost montate mese și scaune pentru turiștii care nu au rezervare. La fel se întâmplă și în exterior. Capacitatea maximă este undeva de 4500 de persoane. Undeva acolo în spate, dacă vedeți, se vor pregăti bucatele delicioase cu care se vor desfăta turiștii. Vorbim mai despre produse tradiționale românești și bavareze. Bineînțeles, nu va lipsi berea care va curge râuri. Cum spuneai și tu, peste 150.000 de litri de bere sunt pregătiți pentru această ediție a festivalului, iar prețul unui pahar pornește undeva de la 6 lei și poate ajunge chiar și la 12 lei în cazul unei halbe de un litru. Anul acesta sunt așteptați în jur de 250.000 de vizitatori la Oktoberfest, iar festivalul începe mâine cu tradiționala paradă care va începe undeva din centrul orașului, mai apoi parada cu carele alegorice va ajunge aici la cortul în care ne aflăm și noi, iar deschiderea oficială se va da pe scena din spatele meu atunci când primarul Brașovului va da cep butoiului cu bere. Astfel de halbe cu siguranță se vor umple în cele 11 zile de festival. Noi știm ce vom face în acest weekend. Ilinca, te invităm și pe tine la distracție aici la Oktoberfest. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Adi! Inclus în topul celor mai frumoase clădiri din lume, Palatul Culturii din Iași îi fascinează deopotrivă pe vizitatorii care îi trec pentru prima dată pragul, cât și pe cei care revin mereu pentru a admira impozantul edificiu. Inima clădirii simbol este însă ceasul din turnul principal, de unde se dă de aproape un secol ora exactă în capitala Moldovei. Aflăm și noi acum povestea orologiului construit în urmă cu 100 de ani. Ceasul cu carion a fost instalat în turnul Palatului Culturii din Iași în anul 1925 și a fost adus tocmai din Germania. Astfel, arhitectul Ioan Berindei și-a dorit să ofere clădirii pe care o proiectase pe atunci Palat Administrativ și de Justiție o încărcătură istorică. De atunci, complexul mecanism măsoară fără încetare fiecare minut, fiecare oră. Este sub noi sala greutăților. Aici
sala mecanismului propriu-zis și sus o să mergem sala clopotelor. Fiecare sală de înstare o înălțime de 9 metri și preună toate cele trei sări fac 360 de metri pătrați. Ioan Cristea este cel care de mai bine de 4 decenii are grijă ca ceasul să arate mereu ora exactă. Este expert în mecanică fină și orologie, unul dintre puținii pe care îi mai avem în țară. Doar pentru el, ceasul din turnul Palatului Culturii nu mai are niciun secret. O chestie foarte interesantă, veche, din care îmi punem ulei. Uleiul aici de ulei siliconic. Este un mecanism care merge zi și noapte și el trebuie lubrificat. Mecanismul se încarcă automat la fiecare 12 ore cu ajutorul unor greutăți care se ridică până la o înălțime de 8 metri. Care înseamnă a cânta din clopote. Avem un tambor acolo, știfturi, care fiecare știft înseamnă o notă. Din nou, clopotii care au 8 note, puteam cânta orice. Cu toate acestea, ceasul din turnul palatului a cântat încă de la prima bătaie o singură melodie, Hora Unirii, ce amintește de unul dintre cele mai importante momente din istoria țării, unirea principatelor de la 1918. Ceasul are 3 cadrane, fiecare cu diametrul de 2,6 metri, iar vitraliile cadranelor sunt decorate cu cele 12 zodii. Ceasul din turnul Palatului Culturii din Iași atrage vizitatorii din toată lumea, curioși să vadă cu ochii lor minunata mașinărie. Acest grup de turiști a venit tocmai din Israel pentru a vizita Palatul Culturii. It's beautiful from the outside and it's extremely interesting to learn how it operates from the inside. And it's decorated very nicely, like it looks like a factory of a clock. And the culture is very interesting, that it is very important to the people of Iași. I'm very impressed that it's kept very nicely. Turnul cu ceas din Iași poate fi vizitat de marți până duminică. În aceste zile sunt organizate 2 tururi ghidate, de la orele 10:40 și 11:40, iar prețul biletului este de 16 lei. Vești bune pentru iubitorii drumețiilor montane. În Sibiu, hărțile clasice au fost înlocuite cu o aplicație care îi ajută să se orienteze pe trasee și să-și planifice excursiile până la cel mai mic detaliu. Cu doar un click, turiștii pot să descopere peste 50 de trasee din munți. Turiștii sunt încurajați să exploreze și să descopere peste 50 de trasee marcate în Munții Făgăraș, Cindrel și Defileul Oltului. Aplicația îi ajută pe drumeți să descopere mult mai ușor informațiile de care au nevoie și să-și stabilească exact toate detaliile legate de deplasarea pe munte. Cu ajutorul acesteia vor afla și care este gradul de dificultate al traseului pe care vor să-l urmeze. Aplicația a fost dezvoltată de Consiliul Județean Sibiu în cadrul proiectului Anii Drumeției. I can choose, okay, I only want to see routes, I want to see events, I want to see whatever. I'm focusing on the routes now. And then I can just go further and choose hiking trails, biking, horseback riding. Utilizatorul își alege traseul pe care vrea să-l urmeze și este atenționat atunci când se abate de la drum. Fiecare traseu cuprinde informații despre itinerariu, dar și o hartă interactivă. Aplicația te notifică în momentul în care trebuie să schimbi direcția de pe traseu. Ea funcționează în background, adică poate fi ținut telefonul închis în buzunar și te anunță vocal dacă se schimbă direcția de pe traseu. Aplicația îmi simte că este o schimbare de direcție, ne spune distanța pe care ar trebui să o parcurgem și direcția. Aplicația este actualizată în permanență cu date despre evenimentele organizate în apropiere. Lacul Bâlea aici, da, Șaua Caprei,
acolo și Iezerul Caprei, Șaua Paltinului. Un instrument suport pentru cei care vin și caută experiențe complete în județul Sibiu, în mijlocul naturii. O aplicație în care găsesc toate informațiile referitoare la traseele de drumeție, la produsele locale pe care le pot consuma, la evenimentele care sunt, se desfășoară în zonele adiacente acestor trasee. Tot cu ajutorul aplicației, turiștii pot să raporteze problemele pe care le-au descoperit pe traseu. Ambrozia este în floare, la fel și alergia cauzată de această plantă extrem de prolifică. Buruiana își face loc pe terenurile lăsate în paragină, iar polenul ei călătorește pe o suprafață întinsă. Medicii avertizează că simptomele pot fi severe dacă suntem expuși constant la polenul ambroziei. Din iulie și până la jumătatea lui octombrie, cei mai sensibili dintre noi sunt în alertă maximă. Este sezonul ambroziei, iar alergiile cauzate de această plantă pot fi foarte severe. Nasul este primul afectat. Curs al nasului strănut, mâncărime de nas, nas înfundat, la nivelul ochilor, pentru că polenul de ambrozie atinge și mucoasa conjunctivală. Pot să apară manifestările de bronhospasm, care pot defini tabloul de astm bronșic, și aceasta ar însemna în plan clinic tuse, greutate în respirație, respirație șuierătoare. Sute de mii de români suferă. Persoanele cu vârste între 20 și 50 de ani sunt cele mai sensibile la polenul acestor plante. Există însă un tratament curativ care desensibilizează organismul. Presupune administrare regulată timp de 6 luni, cel puțin 3 ani consecutiv, a unei soluții care conține ambrozie. Ambrozia este una dintre cele mai invazive și mai alergenice plante de la noi. Este întâlnită aproape în toate zonele, iar în ultimii 5 ani, odată cu accentuarea încălzirii climatice, răspândirea ei a crescut exponențial. Îi se mai spune și iarba pârloagelor, căreia îi plac terenurile nisipoase, terenurile calde și iată și terenurile cumva neîngrijite. Am vrut să vedem cât de ușor este să găsim ambrozia în București. Prima oprire, nordul capitalei. Am găsit planta vinovată de atâtea alergii exact în locul în care îi place să stea cel mai mult, la marginea unui teren viran. Cum o recunoaștem? Ei bine, are frunza sectată, asemănătoare frunzei de rucola. Pe tulpină are un puf, iar în perioada verii dezvoltă astfel de inflorescențe. Această plantă este extrem de prolifică. Semințele ei pot germina până la 40-50 de ani, iar o singură plantă generează chiar și 60.000 de semințe. De câțiva ani avem o lege pentru combaterea ambroziei care spune că proprietarii sau deținătorii de terenuri au obligația să facă lucrări de prevenire, combatere și distrugere a acestei buruieni pentru evitarea răspândirii ei. Ele pot să fie efectiv smulse sau plivite sau tunse astfel încât să se epuizeze, sau dacă nu, avem suprafețe mari în care avem această plantă, este bine să o erbicidăm. Legat de activitățile de combatere a ambroziei, am cerut un punct de vedere de la Primăria Capitalei. Până la momentul realizării acestui material, nu am primit un răspuns. Zic cu emoții pentru absolvenții de liceu care au dat bacul de toamnă. Astăzi s-au afișat rezultatele. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Gabriela Ghizel. Bună, Gabi, te ascultăm! Bună ziua, Ilinca, bun găsit tuturor! Într-adevăr, chiar în urmă cu câteva momente au fost afișate pe site-ul bacalaureat.edu.ro rezultatele la sesiunea din toamnă a examenului și cea mai mare medie obținută anul acesta de un absolvent este de 9,86, vine din Suceava, de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Urmează apoi o medie de 9,76 din Bacău și una de 9,75 în capitală. Per ansamblu, rata de promovabilitate în această sesiune atinge 32,5% și este cel mai ridicat nivel al promovabilității la o sesiune a examenului din toamnă din anul 2009. De asemenea, din totalul promovaților, 6.412 provin din promoția curentă, iar 2.859 din promoțiile anterioare. Acum, cei nemulțumiți de note au timp până în această după-amiază la ora 18 să depună contestațiile, iar rezultatele finale se vor afișa pe data de 3 septembrie. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca?
O vorbă din popor spune că cei frumoși lui Dumnezeu îi place. Așa că am vrut să aflăm ce trebuie să facem atunci când avem un partener frumos care întoarce toate privirile. Psihologul Cristian Andrei ne spune dacă frumusețea bate inteligența unui bărbat. Multe femei cred că un bărbat frumos este și un bărbat deștept, și un bărbat puternic, și un bărbat bun la toate, și că probabil o să aibă o relație frumoasă cu el, uitându-se la el în fiecare zi ca la un tablou. E mai greu de ținut un bărbat frumos acasă? De obicei se stârnește cu asta o mare invidie din partea celorlalte femei. Ele îl asaltează pe acest bărbat, noroc că el, din cauza acestui asalt, este un tip mai puțin dispus la adulter. Adică, din experiența noastră la Institutul de Relații Umane, mai mult adulter găsești la bărbații mai urâței și care vor să se afirme, decât la bărbații frumoși care au fost asaltați de femei frumoase, eventual, dar de care s-au săturat sau pe care le consideră agresive și vor mai degrabă, bărbații frumoși preferă femeile mai în vârstă. Și în cazul femeii foarte frumoase și în cazul bărbatului frumos, aceste persoane se confruntă cu multă ipocrizie din partea celor din jur. Se confruntă cu presiune din partea celor din jur, cu multă bârfă, și cu serioase probleme de a se afirma prin fapte. Lumea le cere să se afirme prin imagine, lumea nu ia în serios pe bărbații frumoși, adică se vede că, practic, discutând cu un grup de femei, bărbații primesc ca feedback doar chicoteli, râsete și eventual aluzii dintre cele mai îndrăznețe, fără însă să rămână cineva la subiect, să discute serios cu această persoană despre ce era vorba. Avem bărbat frumos acasă, toate femeile se uită la el. Ce facem? Ce facem în situația asta? Majoritatea femeilor care au în casă un bărbat frumos de ceva timp descoperă că trebuie să-i producă unele probleme ca el să stea pe acolo și să fie dependent de ele. Da? Îi producă oarecare nesiguranță, să-l critique într-o manieră mai extinsă decât cu un bărbat normal, să spunem așa. Și astfel sunt mai liniștite, că acest bărbat încearcă să își mulțumească partenera și rămâne preocupat de ea. Bărbatul care este frumos doar static și nu are atitudine este extrem de plictisitor. Și multe partenere ale unor astfel de Ken, ca să le spunem așa, adică partenerului Barbie, spun, se plâng că nu știu ce să mai facă prin casă cu acest personaj, că este extrem de plictisitor și că preferă pe cineva care să le producă emoții. Frumusețea nu produce emoții. O femeie ce ar trebui să aleagă? Un bărbat frumos sau un bărbat deștept? Eu mizez pe bărbatul deștept pentru că acesta va ajunge să fie foarte frumos în ochii acelei femei. În timp ce bărbatului frumos și atât, încep să îi se vadă urățenile după un scurt timp dacă acesta nu se luptă pentru dezvoltarea lui intelectuală, culturală, ba chiar și spirituală. Turcia a aniversat 100 de ani de la Ziua Victoriei. Sărbătoarea a fost marcată prin evenimente fastoase în Ankara, dar și la București, la ambasada Turciei în România. 30th of August is our victory day, which ended our independence war, led by Mustafa Kemal Atatürk, founder of our republic. But this year is very important because we are celebrating 100 years centennial anniversary of our victory day. Oaspeții au ascultat un concert susținut de două ansambluri de la Universitatea Trakia din Edirne, au urmărit o proiecție pe clădirea ambasadei și s-au delectat cu bucate tradiționale turcești. Acest eveniment are o semnificație foarte mare în istorie Turciei moderne, în ziua în care, de fapt, a recâștigat
încredere în sine plină poporul turc. Relația dintre România și Turcia se bazează pe parteneriatul strategic, care a fost încheiat în urmă cu 10 ani, 11 ani deja, și e vorba despre o relație în spate, o relație tradițională. Suntem aliați în cadrul NATO, suntem vecini aici în regiunea extinsă a Mării Negre. Ziua Victoriei este un bun prilej ca noua generație să tragă învățăminte din această perioadă din istoria Turciei. They must not forget the past. They must learn, they must be careful and they must see in details all what happened in this period for the future. Cine spunea că o chitară poate fi folosită doar pentru cântat, trebuie să dea o fugă la Râșnov, în județul Brașov. Acolo, în mijlocul naturii, înconjurată de munți, a răsărit o cabană în forma renumitului instrument cu coarde. Practic, turiștii care ajung acolo pot dormi în interiorul unei chitare uriașe, în care au toate condițiile pentru o vacanță odihnitoare. De la o mică machetă din lemn, care are doar câțiva centimetri, în 6 luni a apărut această construcție absolut impresionantă. Este o cabană în formă de chitară, care are o suprafață utilă de 30 de metri pătrați și este construită în totalitate din lemn și fier. Chiar dacă nu scoate sunete, chitara uriașă produce o adevărată simfonie vizuală. Amenajat în mijlocul naturii și înconjurat de munții Piatra Craiului și masivul Bucegi, bungalow-ul în formă de instrument muzical este unic în România. Ideea creării unui astfel de spațiu de cazare le-a venit soților Dragoș și Mădălina Obancea. Cei doi lucrează în domeniul IT, dar de câțiva ani și-au dezvoltat afaceri și în domeniul turismului. De la început am vrut să construim o căsuță aici. Suntem din zona, așa că aici dorim să facem. Nu știam exact ce formă va avea, așa că ne-am gândit o perioadă și ne-am dat seama că o formă de chitară s-ar potrivi zonei, deoarece e o zonă de munte și pe aici vin oameni care cântă la chitară. Pe cât de impresionant este exteriorul, pe atât de spectaculos este interiorul chitarei. Aici oaspeții au toate condițiile necesare unei vacanțe tihnite, departe de agitația marilor orașe. Aici avem bucătăria, este complet utilată cu tot ce este nevoie, cu aragaz, ghiuvetă, frigider. Aici, în dreapta, avem baia. Lângă avem un șemineu care este destinat căldurii. Dacă urcăm, avem cele două paturi, sunt două paturi duble, fiecare pat cu geam mare cu vedere către munte. Turiștii care se cazează aici au la dispoziție și o terasă unde se pot relaxa, o curte generoasă, dar și o zonă exterioară unde pot face grătar. În funcție de perioadă, prețul unei nopți de cazare începe de la 500 de lei pentru 4 persoane. Dar Casa Chitară nu este singurul spațiu cu formă inedită. Soții Obancea administrează și un bungalow în formă de dom. Este la fel o construcție inedită, zicem noi, care prinde foarte bine la turiști. Au un mic loc de joacă pentru copii, au zonă de grătar cu zonă de luat masă afară. Aici avem o zonă de bucătărie, open space cu un living unde turiștii se pot relaxa. Sus avem un dormitor cu un pat dublu și unul de persoană. La partelul domului mai avem un dormitor dublu cu o capacitate de pentru două persoane. O noapte de cazare în dom costă 550 de lei, iar capacitatea maximă este de 5 persoane. Se apropie cel mai așteptat show aviatic al anului, BIAS, spectacolul de pe cer realizat de cei mai buni piloți din lume, ne lasă de fiecare dată cu sufletul la gură. Iată cum se pregătesc piloții noștri pentru acest spectacol aerian ce va avea loc pe 3 septembrie. Salut, George, bine te-am găsit! Am venit să pătrundem în culisele show-ului de care ne bucurăm an de an. Vrem să știm cum vă pregătiți voi pentru BIAS. Astăzi pregătim avioanele, făcând niște zboruri tehnice, cu cele care necesitau după lucrări o verificare. Și am început să antrenăm formațiile, rând pe rând. Este vorba despre Șoimii României, formația de acrobații aeriene care a cucerit numeroase podiumuri internaționale. În fruntea lor se află George Rotaru, președintele aeroclubului și unul dintre cei mai buni piloți de acrobații aeriene din lume. Cu toții ne bucurăm când vedem show-ul aviatic, însă nu știm câtă muncă este în spatele unui asemenea eveniment. Cât munciți voi până când ajungeți să faceți acele minunății pe cer? Am fost luați de la zero, am învățat să zburăm la Aeroclubul României și am fost selectat tot timpul. Niște instructori ne selectează, sau ne selectau, acum noi am devenit instructorii, selectăm pe alții.
Dar asta înseamnă ani de zile, trebuie să iei licența, până înveți acrobație pe un avion care nu se învârte atât de repede ca acesta. Și pe măsură ce avansezi, te muți pe un avion mai performant. Cei mai buni piloți rămân în lotul național, ne reprezintă la competiții și ajung apoi în formația Șoimii României. Avem foarte mult de muncă anul acesta pentru că vom avea aproape 50 de aeronave ale Aeroclubului României prezente la sol și în aer. Asta înseamnă 150 de oameni care muncesc pentru ca totul să iasă ca la carte la BIAS, show-ul aviatic ce revine după 2 ani de pauză. Până atunci însă, vă invităm să luați parte la o demonstrație realizată de George Rotaru în exclusivitate pentru știrile Canal D, alături de colega noastră, Mădălina Lambrinoc. Facem împreună o demonstrație, ne arăți ceva astăzi? Da, o să zburăm cu un avion de acrobație, să facem câteva elemente. O să facem looping, o să facem sonou, să facem niște viraje de luptă, le spunem noi, adică niște viraje cu suprasarcină mare. O să-ți plac. Doamnelor, domnilor, iată și minunea noastră zburătoare de astăzi. George, inima îmi bate din ce în ce mai tare, încep să am emoții. Hai să-mi prezinți măcar avionul, puțin poate mai trec emoțiile. Avem un avion Zlin 242, un avion de școală, un avion nou, dat acum 3 ani de zile, e foarte performant. Așa sunt multe dintre avioanele din flota Aeroclubului României. Pe lângă cele achiziționate de curând, se adaugă și cele recondiționate, deloc puține la număr. Pentru toate s-a făcut o pistă nouă, un hangar nou și platforme. Am motive să am emoții acum pentru ce urmează? O să o luăm ușor și vedem. E clar. Hai să încercăm. Sky. Ce am de făcut? Întâi trebuie să ne urcăm în avion. Pentru asta. Ok. Aici o scară, e piciorul stâng aici. Da. Ok. Și calci pe zona neagră. Ok. Te duci și te așezi pe scaun. Așadar, bun venit la bordul aeronavei Zlin 242. Dan Negru, regele entertainmentului românesc, le aduce telespectatorilor un nou sezon Jocul Cuvintelor din această seară de la ora 22:30 la Canal D. 54 de câștigători au primit deja premii în valoare de 340.000 de lei și au arătat că gimnastica minții este un sport preferat de români. În această seară nu pierdeți cea mai atractivă emisiune de familie. Are aproape 2 kg, peste 1000 de pagini, peste 67.000 de definiții. Noi am folosit până acum doar 4163. Jocul abia începe. Jocul Cuvintelor, un nou sezon. După ce a cucerit publicul din România înregistrând audiențe record și demonstrând apetitul românilor pentru concursurile de cultură generală, Jocul Cuvintelor cu Dan Negru se pregătește să revină din această seară de la 22:30 în casele milioanelor de telespectatori. La ce să se aștepte telespectatorii?
La show-uri în care poți să-ți folosești mintea, creierul, e nevoie de așa ceva. Eu cred că televiziunea are nevoie de publicul ăsta mai mult ca oricând. În bătălia cu online-ul putem să câștigăm sau putem să fim prieteni dacă aducem și publicul ăsta care e smart, care e curat, care e frumos. Cel mai simplu și ușor de înțeles quiz din istoria televiziunii, prezentat de Dan Negru, a atras rapid atenția celor din fața micilor ecrane încă de la lansare, cu exerciții de vocabular simple, de perspicacitate pentru întreaga familie. Emisiunea realizată de o echipă de profesioniști dedicați misiunilor de a aduce publicului entertainment de calitate a impus pe piață un adevărat fenomen media. Primul sezon, Jocul Cuvintelor cu Dan Negru, a poziționat Canal D pe primul loc pe targetul All Urban cu 32 din cele 51 de ediții difuzate, iar la nivel național, stația s-a plasat pe primul loc cu 28 de ediții din totalul de difuzări. Peste 8 milioane de telespectatori au vizionat cel puțin un minut una dintre cele 51 de ediții difuzate. Nu pierdeți cel mai atractiv antrenament pentru întreaga familie, Jocul Cuvintelor cu Dan Negru, de miercuri până vineri, de la 22:30 la Canal D. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Vă mulțumim pentru că și ieri ați fost alături de noi când jurnalul de prânz a fost pe primul loc în preferințele dumneavoastră. Nu uitați, cele mai importante știri le puteți afla și de pe site-ul știrilecanalde.ro, acolo unde aflați că pensionarii ar putea primi mai mulți bani de la anul, dar și detalii despre teribilul accident din Călăraș. Tot de pe site aflați și despre noile schimbări ale anului școlar. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Aproape întreaga țară se află sub avertizări de cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii și grindină. În mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în sudul Banatului, vor fi perioade cu averse torențiale, iar cantitățile de precipitații pot ajunge cumulat până la 80 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 33 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea închisă și ploioasă pune stăpânire pe întreg teritoriul. Temperaturile scad ușor, iar în termometre se vor înregistra 26 de grade în Târgoviște, 31 de grade sunt anunțate în Slobozia. În Transilvania, temperaturile se mențin plăcute, chiar dacă atmosfera va fi ploioasă. Cerul va avea înnorări accentuate, va ploua și nu vor lipsi fenomenele electrice. În termometre se vor înregistra 22 de grade în Brașov, 26 de grade vom avea în Alba Iulia. În Moldova, atmosfera va fi în general ploioasă și închisă, dar temperaturile se mențin ridicate. Se vor înregistra 30 de grade în Galați, 25 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, vremea va fi însorită, dar local vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile vor fi plăcute. Se vor înregistra 29 de grade în Oradea, 25 de grade vom avea în Reșița. În Oltenia, vremea va fi închisă, cu averse și fenomene electrice, chiar dacă temperaturile se mențin plăcute. În termometre vom avea 25 de grade în Craiova, 26 de grade vor fi în Slatina. În Dobrogea vremea va fi capricioasă, chiar dacă temperaturile se mențin ridicate. Vântul va avea unele intensificări, iar în termometre se vor înregistra 27 de grade în Constanța, 30 de grade în Tulcea. La noapte, temperaturile se mențin plăcute, chiar dacă vor fi înnorări accentuate și ploi, însoțite de fenomene electrice. Vântul va sufla slab spre moderat, temperaturile vor oscila între 11 și 21 de grade. În capitală, atmosfera va fi în general instabilă, apar ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va urca în termometre până la 33 de grade. La noapte, în București, temperaturile scad ușor, iar cerul va fi înnorat și nu vor lipsi ploile sporadice. Vântul va sufla slab, iar minima nu va depăși 15 grade. Mâine, în București, sunt așteptate averse, iar temperaturile scad. Cerul va fi înnorat, iar vântul va sufla slab. În termometre se vor înregistra 28 de grade. La munte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea unele înnorări temporare și apar ploi de scurtă durată și fenomene electrice.
Temperaturile sunt în scădere și vom avea 16 grade în Semenic, 18 grade sunt anunțate în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre vremea va fi plăcută, temperaturile se mențin ridicate, iar cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare. Vom avea 28 de grade în Costinești, iar apa mării va oscila între 25 și 26 de grade.